Zica la iubește-ți aproapele este dusă la extrem. La o biserică din estul Angliei care se ocupă de slujbe și cursuri de religie la peste 80 de școli, copiii au un curs zilnic antirasism unde sunt îndoctrinați să se simtă vinovați dacă sunt albi. Biserica promovează o doctrină din așa zisa piramida supremației albilor, pe care biserica o inversează și îi învață pe copii că la bază culoarea pielii este singurul lucru care contează în lume. Învățămintele bisericii sunt duse și mai mult la extrem. Preoții spun că oamenii care nu sunt interesați de culoarea pielii, nu au păreri politice și nu discriminează, au o predispoziție să devină ucigași rasiști. Teoria bisericii este că toți cei care trăiesc într-o societate rasistă sunt și ei rasiști. Cam mult, nu? Pentru o biserică care își propune, și această biserică a Angliei și-a propus, a discutat acum 2-3 luni, vorbeam noi în primăvară, a trecut deja acea primăvară, de faptul că folosește prea puțin cuvântul, prea mult cuvântul familie. Ne referim prea mult la familie și prea puțin la ceilalți care sunt singuri. Hai să vorbim de toată lumea. Biserica Angliei, cu siguranță că o ia razna. Devine, nu o spun că e o razna, tocmai că nu o ia razna. Eu. O ia razna. Nu știu cum de n-ai spus că este o glumă și aici, la fel cum ai spus și la știrea precedentă. Dar pot să zic și acum, e o glumă dacă vrei, da, e o glumă. M-ar ajuta să știu că e o glumă și că nu e realitate, pentru că atâta timp cât ești copil, da, și aici sunt peste 80 de școli care practic au, uite, piramida asta. Ne uităm pe piramida asta? Vrei, da? Să ne uităm? Da. Deci 80 de școli merg și au cursul ăsta, care, hai să o luăm de jos în sus, cu indiferență, minimalizare. E un păcat indiferența, să spunem, exact. Nu? Exact, da. Bine, e de la normal la genocid. Indiferența e considerat așa. Mai treacă meargă, exact. Minimalizare, rasism voalat, discriminare, instigare la violență, violența în sine, deci una, alta e alta. Și păi, crima întâi, în masă. Da, instigarea, păi, înseamnă sigur, că n-ai ajuns una la violență. E firesc, când... da? Uh-huh. Da. Crima... Și cel mai important lucru, culoarea pielii, serios? Păi unde vezi culoarea pielii? Păi nu, dar am spus-o eu în știre. Ăsta este principiul pe care merge cursul respectiv. Cum adică cel mai important? Adică dacă eu, Tamara, am un set de valori, de principii, pe mine ar trebui să mă caracterizeze numele meu, culoarea pielii, naționalitatea, de unde până unde? Jobul ce vreau eu să scot în evidență aici este că această biserică a Angliei a devenit un ONG, da? O societate comercială, ce vrei tu, nu este o biserică aproape de oameni. Valorile bisericii sunt alea pe care le știm de mii de ani și ar trebui să ținem cont de ele, pentru că sunt cu adevărat puncte, da? Sunt pietre de temelie pentru civilizație, până la urmă, pentru o viață fericită. De câte ori am fost și când eram mic mergeam constant, foarte des la biserică, nu am auzit niciodată în biserică vorbindu-se de cuvântul rasă, de vreun cuvânt de culoare, alb, negru și alte, nu știu, nații, de... nu exista așa ceva. Religia nu conține așa ceva până când ea își propune să devină corectă politic, incorrectă politic, când își propune jocuri politice și jocuri care da, sunt atunci la modă. Dar biserica nu are ce căuta la oaltă cu politicul. Asta nu este biserica, asta vreau să zic. Valorile bisericii sunt alea pe care le cunoșteam și eu când eram, ți-am spus, când eram mic copil și mergeam, că e vorba de copii, de-aia zic, că nu înseamnă că dacă merg acum, eu sunt convins că nici acum nu auzim chestii în predica preotului despre culoarea pielii și dacă ești mai bun tu alb decât tu chinez sau da, din rasa galbenă, din rasa neagră, cum să mai spunem, să nu mai deranjăm. Nu există așa ceva. Da, dar copiii nu știu să distingă lucrurile astea. Copiii nu știu neapărat nici bine, nici rău, da, dar aici aud, în 80 de școli, ăsta este lucru pe care îl aud. Și ei puneau în acea piramidă instigarea la violență. Păi ce faci în momentul în care tu, în urma unui curs de genul, lași într-o societate o generație de copii care o să instige la violență și la ură doar pentru că o să spună eu sunt de culoare, iar tu ești alb. Sau invers, eu sunt alb, iar tu ești de culoare. Și eu sunt mai presus decât tine. Nu ar trebui să existe un asemenea discurs în lumea asta și în secolul 21. Eu dăm voie să sper, să cred
da? Cuvântul credință e potrivit aici, da? Că așa ceva nu poate exista, nu e posibil așa ceva și morala trebuie să fie aia din vechime, cum o știam eu, sau să-l întrebăm pe domnul profesor, de ce nu, dacă morala poate evolua în timp, poate fi reinventată, ce era valabil acum 2000 de ani, ce era moral acum 2000 de ani, poate fi imoral astăzi? Evident că istoria își spune cuvântul și inclusiv sensurile preceptelor biblice până la urmă se schimbă în funcție de interpretările pe care oamenii le dau la un moment sau altul. Problema pe care ați ridicat-o, dincolo de această dezbatere în care în fond aveți dreptate amândoi, este extrem de serioasă, e problema îndoctrinării, dar care privită în subsolul ei e de fapt problema formării convingerilor și a credințelor. Fiecare dintre noi are câteva convingeri strict raționale și în general ele vin pe filiera științelor, dar cea mai mare parte din credințele noastre n-au acest caracter de raționalitate. Ele țin mai degrabă de zona emoțiilor, a afectelor, a sentimentelor, a nevoilor. Cu alte cuvinte, ele sunt mai degrabă iraționale și sunt în afara controlului științific, nu derivă din adevărurile științifice. Aș spune că religia este și e bine să rămână una dintre sursele formării credințelor și a convingerilor. E una din sursele posibile ale constituirii sensului. Fiecare dintre noi e în căutarea unui sens al vieții și religia, pentru unii dintre noi, reprezintă o astfel de sursă a sensului vieții. Așa cum există și alte surse, școala, familia, cultura, cărțile, fiindcă tot s-a vorbit mult despre ele, de ce nu astăzi social media, dar foarte mult și spațiul public, piața publică, mediul în care creștem. Ne vin convingeri și credințe din agora, așa cum ne vin din cărți sau din școală sau din familie sau din religie. De aceea, eu nu cred că trebuie să arătăm cu degetul religia sau vreo instituție atunci când, sigur, când ne exagerează. Pentru relele care se întâmplă în lumea noastră sau în societatea de astăzi, cum sunt destul de mulți tentați să o facă. Există și aici sunt perfect de acord cu distinția pe care ați făcut-o, forme decăzute ale religiei. Ele, în general, sunt forme care instrumentalizează religia în scopuri politice, dar sunt adesea și colorate ideologic, dincolo de întâlnirea cu politicul ca atare. Și există, pe de altă parte, formele elevate de religie, cele care contribuie decisiv la formarea de sine, la înțelegerea fiecăruia de sine a fiecăruia dintre noi. Mai e un aspect pe care l-aș menționa aici. Atunci când vorbim despre sistemele de credințe, fie că ele sunt religioase, ideologice, politice sau de orice altă natură, există un aspect public și un aspect privat. Eu țin foarte mult la a pune în evidență până la urmă aspectul privat al acestei chestiuni. Dreptul fiecăruia de a se forma pe sine așa cum dorește. De a-și alege sistemul de convingeri și de credințe așa cum crede el. Sigur că e o mică utopie în ceea ce spun acum, pentru că nimeni nu este perfect liber în a-și alege credințele și convingerile, tocmai datorită sau din cauza sistemelor în care noi suntem incluși, da? Și fără de care nu putem exista în definitiv în societate. Un sistem economic, un sistem politic, un sistem instituțional, etc., un sistem educațional. Dar dreptul ca atare și libertatea de a ne alege pe noi înșine cu convingerile și credințele noastre, fără să ne dicteze nimeni în ce direcție să mergem, trebuie să rămână un drept și o libertate fundamentale. Dar ceea ce observăm, cred, deseori, este în istorie faptul că dacă multă vreme un fel de concurență între teologie și filozofie s-a născut și pentru că
Fiecare a vrut să aibă, a venit cu pretenția sa de adevăr și cu pretenția de a fi sursa cea mai importantă a sensului pentru oameni. Astăzi, cred că ideologiile, de o parte sau de alta, fie că vorbim mai degrabă de cele populist-naționaliste, fie că vorbim de cele mai degrabă progresiste de stânga sau cum vreți să le numim, fac această concurență, vor să ocupe locul pe care cândva îl ocupa religia. Ca multe și dincolo de locul lor. Mulțumim, domnule profesor, am putea vorbi mult despre pe această temă, însă trebuie să amintesc ca de fiecare dată despre quizul de astăzi. Astăzi te-am întrebat care este cel mai mare scor pe care îl poate obține în prezent o gimnastă în competiții oficiale. Variantele de răspuns sunt nota 10, nota 20, nota 6 sau nota 1. Încă mai ai timp să răspunzi pe site-urile Mediafax, ZF și Alef News sau pe Instagram, pe conturile Știu și Alef News pe Stories, evident. O să trag cu ochiul. Na, uite, 80% e 10, celălalt 10. Nadie. Să vedem ce nu te primim și noi, că e pauză acolo. Uite cum s-a scurs deja prima repriză, dau o fugă în Madrid la Felix să vedem care este primul în această cursă. Doar 6 puncte, 6 puncte vă departajează după prima repriză. Victorios în prima parte este Hofi, care are 50 de puncte, dar atenție, Hofi, nu te culca pe ureche, pentru că Tamara are 44, e în spatele tău. De pahare are Tamara 44, țin de punctele astea, mă apăr ca Mourinho în vremurile bune, Felix, să vezi dacă nu mai pierd, dar 6 puncte avans, n-am cum să pierd.